Aglomerația din trafic este principala problemă cu care se confruntă municipiul Cluj-Napoca. La asta se mai adaugă și lipsa acută a locurilor de parcare. Unul din cinci clujeni face naveta zilnic în Cluj-Napoca, adică 38.000 de persoane intră sau ies din oraș în fiecare zi. Acestea sunt concluziile unui studiu realizat de Centrul Cultural Clujan prin programul Cluj 2.1. Studiul arată că localitățile din preajma municipiului joacă rolul de cartiere rezidențiale ale orașului și zilnic 10.000 de navetiști intră în Cluj-Napoca. Dacă populația municipiului a rămas la același nivel ca și la recesământul din 2011, cea din zona metropolitană a crescut cu 15,7%. 38.000 de oameni lucrează în Cluj-Napoca, dar locuiesc în Florești, Baciu, Gilău sau Apahida. Asta pentru că prețul locuințelor este mult mai mic. În Cluj-Napoca sunt înmatriculate peste 150.000 de mașini, iar la acestea se adaugă 18.000 ale studenților ce vin din alte localități, a declarat primarul Emil Boc la conferința Dialoguri Urbane. Cu toate acestea, în Cluj-Napoca există doar 32.000 de locuri de parcare în acest moment. Raportul arată că măsurile municipalității pentru a face transportul public ca măsură alternativă mai atractiv sunt încă timide. În studiu se mai afirmă că sistemul de transport public urban nu acoperă în mod integral orașul. Cele mai multe rute urbane sunt în cartierele de locuire, construite până la sfârșitul anilor 90, însă integrează foarte puțin din noile dezvoltări urbane din ultimii 30 de ani. Așadar, municipalitatea încurajează mersul cu autobuzul, dar nu asigură rutele necesare în multe zone. Singura măsură eficientă luată de către primărie în ceea ce privește transportul public a fost introducerea benzii dedicate pentru transportul în comun, care a permis creșterea vitezei medii cu 6,5 km pe oră pentru autobuze. Pactul de mobilitate vine și cu soluții pe care le propune primăriei. Pregătirea unui centru de previzionare, mobilitate urbană și implementarea planurilor de transport personalizate care să răspundă la nevoile clujenilor, cu focus pe implicarea grupurilor care sunt cele mai deschise la schimbare pentru modul de transport ales. Business Travel Zone pentru Cluj-Napoca, Travel Plan pentru noile cartiere, Bună Ziua, Borhanci, etc., Travel Plan pentru școli. Simplificarea procedurilor pentru utilizarea transportului în comun de către diverse categorii de utilizatori, studenții și utilizatorii care preferă serviciile digitale. Rezultatul cercetării indică decizia pe care municipiul Cluj-Napoca trebuie să-și o asume în următorii ani, dacă planifică un oraș pentru oameni sau pentru mașini.